e fan Războiul Stelelor, are o colecție impresionantă de papioane muzicale, butoni cu pietre prețioase, dar și poezii cu dedicație. Destinul lui Pavarotti de România sfidează chiar și tragedia din operă. Însă cum arată casa portativ a omului care l-a uimit pe Placido Domingo și ce secrete ascunde acolo, vedeți chiar acum. Bine ați venit în reședința lui Pavarotti de România. Să facem așadar cunoștință cu Alin Stoica. Știu că ai crescut în acest apartament alături de bunicii tăi și chiar suntem bucuroși să fim astăzi aici alături de tine. Aici l-am pe idolul meu, pe Luciano Pavarotti, pe care îl iubesc din tot sufletul. Acest tablou a fost un cadou de la impresarul meu de la Viena. Dar până să ne așezăm la povești, să facem câțiva pași în micul muzeu al celebrului artist, unde ariile își fac de cap cu grație, încă de la intrare. Scrie Alin Stoica pe ușă, deci sigur este camera ta, Alin. Da, ați nimerit. Camera copilăriei. Aici ai copilărit, da. Descoperim și o surpriză în garderoba sa. Tenorul sau uriașul blând cu voce de aur nu poartă numai fracuri și costume negre imaculate. Pot să mă uit? Te rog! Ia să vedem. Wow! Nu pot să cred ce costum! Da. Trebuie să ni-l arăți. Da. Este un costum din Bucovina. Din Bucovina. Superb! Este un costum tradițional. Original. Mai văd aici și, sincer, aș vrea să te întreb, pentru că îmi place foarte mult costumul de aici. Da. Unde l-ai purtat? L-am purtat la Arena di Verona, da, când am fost invitat să cânt în concertul omagial de la 10 ani, de la dispariția lui Luciano Pavarotti. Emoții și povești poartă parcă fiecare accesoriu din dulapul lui Alin Stoica, singurul român care a câștigat premiul Pavarotti. După cum bine vezi, am și alte culori. Mie îmi place foarte mult să nu fiu chiar tot timpul la fel și să fiu și cu alte culori. Superb, din catifea. Da, și asta la fel. Cât despre accesorii, aici avem ceva mai mult de zăbovit. În primul rând port la mână. Ia să vedem. Un ceas, da, și un inel. Mereu le port, îmi sunt foarte dragi. Acesta de unde l-ai? Acest ceas este, acest inel, da, este un cadou de la o doamnă, o foarte mare admiratoare de operă. Și îmi este foarte drag și mulțumesc pentru acest cadou frumos. Însă, grosul abia acum urmează. Vai de mine, ce avem noi aici? Păi nu știu la care să mă uit mai întâi. Ce frumoase sunt, Alin. Unde le porți? Ia spune-ne. Mă, cum le asortezi? Sunt toate ale tale de aici? Nu sunt chiar toate ale mele. Sunt la comun cu Mădălina. Cu Mădălina, bineînțeles. Îmi plac foarte mult. Chiar dacă sunt strălucitoare, poate pentru bărbați. Uite, ar pe scenă merg. Pe scenă merg. Ar fi perfect așa, da, un costum negru. Da, da. Asta e tot un cadou. Am foarte multe papioane. Acestea Vai, sunt făcute pe comandă. Este. Da, da, îți place? Cu note muzicale, cu note și pianul, muzicale, da. Superb! Chiar să ne întoarcem să-l vedem. Da. Ah, uite, are și numele meu, Vai, da. Este personalizat. Alin Stoica. Da, da. Cine ți-a cumpărat primul papion? Cred că bunicii. Pentru că un artist de operă are nevoie musai de protecția corzilor vocale, pasiunea pentru eșarfe a lui Alin e absolut justificată. Cei care mă cunosc mă văd tot timpul umblând cu fulare și cu eșarfe, deci cred că deja s-au săturat. Multe le-am primit, da, unele le-am cumpărat eu. Mădălina a fost tot timpul alături de tine, chiar și atunci când tu aveai o relație de 6 ani de zile, iar Mădălina a fost, de fapt, cea mai bună prietena ta. Da, da. Noi așa am început, noi am fost foarte buni prieteni. Dar foarte, foarte buni prieteni. Întotdeauna ne-am înțeles și ne-am completat așa sufletește și mental, să spun, foarte bine. Când ți-ai dat seama că ea este de fapt aleasa? Cum? Am și realizat când a fost târziu. Acel moment când ai trecut de la prietenie la iubire? Acea clipire, când a avut loc? Am realizat destul de târziu.
Ea a fost îndrăgostită de mine de o bună perioadă de timp. Ușor, ușor ajungem și la dragostea pentru film și note muzicale. Cum împacă însă Războiul Stelelor cu Madame Butterfly? Ei bine, se pare că strașnic. Sunt un mare fan Star Wars, ca să se știe, sunt fan Star Wars. Și jos sunt partituri, foarte multe partituri. Da, toate sunt partituri și cărți legate de muzică. Iar Madame partiturile Butterfly. Mele, da, Madame Butterfly urmează să fac și să am o premieră frumoasă. Studiezi acasă? Mi le notez, da. Te mai uiți foarte pe mult stele? Studiez acasă, da? Aici, în camera ta? Da. Da? Chiar aici, uite, în pat. Să vedem însă cum arată sala mini-ateneului de acasă, locul unde Alin primește oaspeții. Să-ți arăt oaza mea de relaxare, de liniște, de distracție. De unde le ai, Alin? Ce sunt? Aceste statui sunt aduse de către bunicul meu, sunt aduse de el când zbura în timpul serviciului. El a fost comandor de aviație. Aviație militară. Da, inginer. Da. Și acestea două sunt din Africa aduse, iar aceste două statui sunt din Asia. În fotografie acolo cine este? În fotografie este mama mea. Ia să o arătăm. Violeta. Din păcate, sufletul ei a plecat la ceruri când aveam 6 ani. Mi-a fost foarte greu. Ajungem și la un alt altar sentimental, cu cei care l-au inspirat și l-au motivat pe Alin să meargă mai departe pe drumul muzicii. Aici sunt alături de José Carreras, un suflet incredibil, un om deosebit. Repetam, făceam vocalize, mi-încălzeam vocea și el m-a auzit cântând și stătea așa în ușă și îmi spune: bravo, extraordinar, ce voce! Mi-a adus aminte de vremurile din trecut, de vocile alea mari din trecut. Dă-mi voie să te îmbrățișez. M-a îmbrățișat și m-a pupat cu atâta drag și am zis: Doamne, nu e posibil, este un vis. La fel și Domingo, Placido Domingo, în poza aceasta. Aici sunt alături de soția lui Luciano Pavarotti, de Nicoleta Mantovani Pavarotti. Dânsa mi-a acordat premiul Luciano Pavarotti. Între trofee, poze înrămate și alte obiecte luate de peste hotare, așezate cu mare grijă în biblioteca elegantă, se evidențiază un element aparte. Noi am spus: Cartea Iubirii. Aici ești tu cu Mădălina. Da. Ce este asta? Este o poză cu noi de la Monte Carlo. Da. Este o carte scrisă de Mădălina. De către viitoarea ta soție? Da. Da. Ea a scris această carte acum 2 ani și jumătate. Dar despre ce este vorba în cartea asta? Bineînțeles că este vorba despre iubire și eu am inspirat-o să scrie această carte. A scris-o când era îndrăgostită de mine, nu eram încă împreună. E vremea să o cunoaștem pe Mădălina și să răsfoim puțin cartea de referință care le-a marcat destinul celor doi artiști. Este o carte pe care am scris-o în perioada în care eram foarte îndrăgostită de Alin și nu puteam să-i spun acest lucru. De fiecare dată când voiam să amintesc de el, spuneam: vreau să-mi alin sufletul. Și așa și-a dat seama el că este despre el. De un obsesie când